noi am avut un program de anvelopare a blocurilor în care nu s-a, din cauza problemelor care s-au găsit pe parcurs, de exemplu, blocul nou este un cetățean care și-a făcut deasupra un fel de magazin, un fel de acoperiș în care ține toate cele. Constructorul a zis, domne, dați-mi la forma care să pot să termin de construit și de reparat și nu i s-a dat. Noi am dat în judecată, s-a tărăgânat anul trecut și s-au pierdut banii. Anul ăsta, guvernul ne-a dat din nou banii pentru blocul nou, domnul primar a făcut presiuni la guvern și la minister, și pentru că cetățenii de acolo, din blocul ăla, vin în continuu la primărie, domnule, terminați-l, e la jumătate făcut, să zic așa. Anul ăsta ne-au dat restul de bani pentru trei blocuri. E acela, blocul nou, și mai sunt încă două blocuri care tot așa sunt mici lucrări de terminat. Deci nu este de la zero. Mai avem un program votat prin Consiliul Local. Dacă terminăm programul ăsta, sperăm să ne dea în continuare bani. Mai este vorba de încă nouă blocuri care vrem să le anvelopăm. Și, Doamne ajută, cam asta ar fi tot, da. După care vrem să continuăm programul, dar să vedem dacă mai trebuie. Locuri ar mai fi de anvelopat. Da, sigur. Întreb că nu știu câte. Da. Sunt cetățeni care au... Bineînțeles, au fost probleme. Deci, în contract spunea că toată lumea este de acord să schimbe tâmplăria care o avea cea veche. Erau cetățeni care nu vroiau. La geamuri. La un alt bloc nu vroia să acoperișul. La un alt bloc nu vroia subsolul. Și vă dați seama că asta întrerup. Deci, după ce că totul a fost gratis, ne puneau și bețe în roate și probleme. De aceea, dacă mai facem încă 9 blocuri, vom lua toate semnăturile și cei care sunt hotărâți să nu ne mai întârzie. A, cumva învățați din greșelile. Da. Păi da, ne-am apucat de anvelopat, că am apucat și o parte din lucrări, că e început pe mandatul trecut, și oameni pe care îi cunoșteam nu venea să cred, nu vroiau să ne dea voie să schimbăm tâmplăria, să ne urcăm pe acoperiș, deci, nu știu, de-aia trebuie... Tocăria asta a geamurilor. Deci, programul este tot. E anveloparea, schimbarea tâmplăriei de PVC, acoperiș, subsol, deci toate lucrările a unui bloc. Toate ramele geamurilor, ferestrelor, tot primăria. Tot primăria, da. Pe banii programului, o parte de la guvern, o parte de la... fără niciun ban să dea locatarul. Și după ce că nu dă niciun ban, mai pune și bețe în roate, că a fost o tâmplărie bună, a fost ca să arată uniform. Unii aveau balcoanele închise, nu vreau să schimbe că aveau culoarea maro și nu vrea să pună albă. Deci chestii de genul ăsta, cu toate că dăduse semnătură, că sunt de acord pentru anvelopare. De-aia sunt foarte mari probleme. L-a citit tot contractul. Da. I-ați convins până? I-am convins până la urmă, dar cu chiu cu voi, da, s-a întârziat. La fel ca și blocul nou care am pierdut banii, tot din cauza unor proprietari de acolo. S-a întârziat și am pierdut anul trecut banii, anul ăsta i-am reluăm lucrările. Am înțeles. Vremea bună, vă determinat. Da. Nu, trebuie făcut o altă procedură, nu. Pentru că contractul cu constructorul vechi s-a încheiat. Acum va fi o altă procedură. Chiar dacă vorbim de continuare a unor lucrări. Continuare, dar trebuie făcut o altă procedură, da. Ce răspune asta? Bine, se poate face și cu... Suma nu este mare, deci se poate face și cu un credit, cu atribuire directă, ca să meargă mai repede. Dar e procedură, da. Deci trebuie o altă autorizare, un alt proiectant, deci e un pic. Da, eu zic că nu să o facem, da. Odată ce astea sunt pornite, cam cât am durat să termină? Păi cred că în 2 luni de zile se vor termina toate lucrurile, maxim. Asta determinat. Determinat. Celelalte, da. Celălalt program de 9 blocuri, ala durează în jur de un an jumate, 2 maxim. Da. E nevoie mai multe firme sau o singură firmă? Nu, se scoate la licitație și cei care vin, așa au fost și celelalte blocuri, au fost mai multe firme. Deci fost mai multe, că da. Un an are capacitate. Nu. Avea capacitate, dar nu au câștigat sau nu s-au înscris sau au zis că decât atât. Anveloparea blocurilor, momentan avem aprobat de către Ministerul Dezvoltării doar să continuăm blocurile nefinalizate,
Avem doar 3 blocuri, pe strada 24 ianuarie, care sunt undeva la 90-95% finalizate, se încheie anul ăsta. Și mai avem încă un bloc pe strada Răsăritului, care, mă rog, are mai multe probleme și n-am reușit să-l finalizăm și iarăși avem fonduri ca să finalizăm lucrarea. Un bloc numărul 9, care are niște probleme structurale, s-au făcut toate demersurile, avem documentații, doar că mai întâmpinăm și o construcție neautorizată pe bloc și suntem într-un litigiu, așteptăm să se finalizeze procesul ca acea construcție să fie desființată și să se elibereze frontul de lucru, să putem să-l finalizăm anul acesta. Și aici depindem de alte termene externe de autoritatea publică locală și n-aș cum ar fi? Cum ar fi un termen de judecată care să permită desfințarea clădirii acoperișului executat fără autorizație de construire. Deci ce și-a construit omul ăla? Magazin? Locatarul de la etajul 4 a realizat un acoperiș parțial doar deasupra apartamentului pe care îl deține. Fiind un bloc teras, a pus un acoperiș cu șarpantă, însă neavând autorizație de construire. Lucrarea de anvelopare nu se poate finaliza fără ca acel front de lucru să fie pus la dispoziție ca să putem să implementăm proiectul. Ce trebuie să zi jos? Trebuie să fie desfințată construcția ca noi să putem să realizăm toate straturile izolatoare la terasă, să putem să facem acoperișul de tip terasă, să realizăm să fie funcțional. Și la standardele de calitate de astăzi. Din proiect. Da. E complicat genul ăsta de lucrări? Lucrarea nu este complicată, în schimb toți acești factori externi complică și ne ține în loc. Din acest sens devine complicată, plus că au mai fost în spatele tencuiele în care nu puteau fi observate înainte de începerea lucrărilor, după desfacerea tencuielii, la nivelul etajului 4 a început să cadă din zidărie, fiind o zidărie făcută acum vreo 40 de ani, din diverse materiale, o combinație de cărămidă cu blocheți din beton și, mă rog, a căzut în sensul cam jumătate din grosimea peretului, s-a fărmițat și a început să cadă. Acolo deja avem soluții, dar iarăși ne-a întârziat, am semnat o nouă expertiză și va trebui pusă în operă, ceea ce nu era prins în programul de finanțare, că nu constituie o lucrare de anvelopare, ci mai degrabă o consolidare a zonei respective. În sensul ăsta am contribuit cu bani de la bugetul local, dar tot așteptăm să avem frontul de lucru liber și să putem să-l realizăm în cursul anului acesta. Și procesul cu omul ăla e mai spre final sau până la jumătate? N-aș putea să vă dau un termen asupra procesului. Nu avem decât o speranță să se realizeze cât de repede, astfel încât să mai apucăm și noi un termen rezonabil de execuție să poată fi finalizat de cursul anului. Asta e la un bloc, am zis. La un bloc, celelalte, cum v-am spus, sunt undeva la 90-95% stadiu fizic de execuție, celelalte se închid și așteptăm colega noastră de la Serviciul de Implementare Proiecte Mare, o listă de cel puțin 8 blocuri transmisă către minister și așteptăm să vedem dacă vom primi o finanțare în sensul acesta, astfel încât să putem să mergem mai departe cu acest program. Asta e un program național sau e o inițiativă locală? Momentan nu, suntem pe un program național, există și un proiect pe fonduri, o linie de finanțare pe fonduri europene, însă la acel tip de linie de finanțare nu avem încă asociații de proprietari înscrise pentru tipul acela de program, care e mult mai complet și într-un fel ar oferi posibilitatea, pe lângă faptul că facem anveloparea exterioară a blocului, să se schimbe și partea de instalații integral, deci zona de lucrări e mult mai variată și ar ajuta practic, numai că acolo se întâmpină problema în sensul că
avem nevoie de 100% acordul locatarilor și nu poate interveni ca la celălalt program unde mergem cu 50 plus 1 acord din partea asociației, nu se poate răzgândi nimeni pe parcurs. Adică din faptul că cineva nu mai este de acord cu o lucrare, poate bloca integral un proiect întreg. Asta se poate la varianta de fonduri europene. În schimb, sunt anumite avantaje ca tipuri de lucrări, că vorbim de blocuri foarte vechi, unde e clar că în partea de instalații interioare reprezintă o problemă. Și ar permite, dar aici trebuie să avem și sprijinul cetățenilor și să fie hotărâți în sensul acesta. Noi ne-am dorit să putem să mergem și pe această linie de finanțare, care am înțeles că la nivel național nu este supra-solicitată, ca să-i spun așa. Păi da, și oamenii se gândesc că intră în casă, scot țelile, Exact asta se întâmplă și tocmai din acest motiv vă spun că trebuie să fie și un sprijin din partea cetățenilor și plus că trebuie să fim cu toții foarte hotărâți când facem pasul acesta, pentru că nu ne putem răzgândi în timpul mersului, în timpul jocului, să spun așa.